Care este acel lucru care contribuie cel mai mult la fericirea unui om? Rămâi în continuare ca să auzi povestea fascinantă a omului cu cel mai mare IQ din lume. Cum te-ai simți dacă ai avea un bebeluș care la numai 4 luni s-ar uita lung la tine și ți-ar zice: Tati, hai să mai discutăm. Ai fi fericit? Și dacă la numai un an, pruncul ar fi în stare să citească în 2 limbi, și dacă la 3 ar rezolva ecuații diferențiare, iar la 5 ar vorbi fluent în 4 limbi străine, cu siguranță ai fi în al 9-lea cer. Profilul unui asemenea geniu frizează fantasticul, suprarealul, cel puțin cu excepție. Băiatul e printre noi. Îl cheamă Kim Ung-yong. S-a născut în Corea de Sud în 1962. Pe când avea 8 ani, NASA, cu ochii pe băiatul cu IQ-ul de 210, cel mai mare din lume, îl coptează. Excepțională achiziție. La 15 ani își ia doctoratul în Statele Unite, în fizică nucleară. Destinul însă își are capricile lui. La doar 16 ani, în efervescența adolescenței, Kim are o revelație. Trăiam ca o mașină, scria el. Mă sculam, lucram, mâncam, dormeam și iarăși tot așa. Nu știam pentru ce trăiesc. Eram singur, fără niciun prieten. Subit, la 18 ani, își face bagajul și se întoarce acasă la ei săi. Ce eșec! Geniu ratat! Protestează cei care au pierdut în el un idol. Kim nu ține cont. Alege să dea fizica nucleară pe inginerie. Sistemul însă nu iartă. Neavând diplome școlare, trebuie să ia totul de la capăt, clasa 1, clasa 2. În 2 ani, parcurge tot ciclul preuniversitar. La facultate mai zăbovește 2 ani de dragul colegilor. Lucrează apoi în construcții civile. Din 2007 este profesor universitar activ în cercetare. Am ales fericirea în locul gloriei, scria el. Caut să spun oamenilor că sunt fericit așa cum sunt. Nu înțeleg de ce lumea nu mă crede și ia fericirea mea drept un eșec. Oamenii pun prea mare accent pe IQ, dar coeficientul de inteligență nu este atotputernic și fără înțelepciune nu valorează nimic. Sună poate ciudat, dar un studiu al Universității Harvard, studiul Grant Gluck, derulat pe o perioadă de 75 de ani, îi dă dreptate. Citez. Mesajul clar al acestui studiu este că relaționarea de calitate cu semenii ne face mai fericiți și mai sănătoși și că cel mai precis indicator sau prezicător pentru fericire și împlinire în viață nu sunt banii, nici faima, ci simplu, iubirea. Și uite cum lumea se întoarce la străvechiul proverb biblic. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.